Angajații din România primesc două zile libere în plus, la începutul anului 2025, pentru prevenție medicală. Senatul a adoptat luni un proiect inițiat de parlamentarii liberali ce are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru promovarea screeningului în sensul acordării a două zile libere, de către angajatorii din sistemul public și privat, de către unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior, precum și de către unitățile militare, pentru verifica în scopul depistării precoce a bolilor. Cele două zile libere nu se includ în durata concediului de odihnă și sunt oferite la cererea angajaților din sistemul public și privat. Controlul medical se dovedește cu o adeverință eliberată de medicul de familie care ulterior va fi depusă în termen de 10 zile de la data efectuării verificărilor. Așadar, începând de luni 1 ianuarie până luni 6 ianuarie, românii se vor bucura de o mini-vacanță. Acest interval cuprinde a anul nou, a doua zi de anul nou, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. Astfel se poate planifica o vacanță de șase zile legând sărbătorile într-o perioadă continuă de odihnă.